Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. A început un nou sezon, ne-am resetat, avem Electro Wizard-ul boostat pentru restul sezonului și vedem că avem 6 reward-uri în Trophy Road. Hai să le conectăm. 250 de comune care se transformă în gold. Avem un Epic Trade Token, foarte, foarte util. 25 de rare, 5000 de gold. Din nou 25 de rare, dar e bine că primim gold și star points, un common trade token și mai avem 5 epice pe care vom încerca să le colectăm. Bun, le luăm și din tire 1000 de gold și haideți să vedem ce s-a întâmplat la war. Mai sunt 14 minute până se termină war-ul. Nimic de donat și haideți să dăm drumul cu un match ca să putem câștiga aceste 5 epice. La finalul episodului vom maxa câteva cărți, dar până atunci haideți să obținem această victorie. Începem cu mini-peca din spate. Am pus Baby Dragon-ul pe partea stângă, o să trimitem Valkyra aici. Să punem și Tesla pe centru. Scăpăm acolo de... Oh, ce noroc avem cu Valkyra, care reușește să distrugă toți scheletonii. Dăm aici un Eros pe trupele rămase. Băi, și ieșim destul de bine din acest atac. Chiar foarte bine. Reușim să-i dăm damage destul de mare pe King Tower. Scăpăm aici de beți, fără emoții. Și haideți să vedem ce mișcare va face el. O să pregătim mini pack-ul din spate. Să vedem pe stânga sau pe dreapta. Sau mai degrabă să trimitem Howl. Punem și Valkyra aici. Și da, scăpăm de Tombstone. Dăm un freeze pe... Da, și reușim să scăpăm de acel Firecracker. Spunem arcașele pe centru. Sper să se despartă. Oh, rămân împreună și Baby Dragon-ul dă pe amândouă. Da, ne luăm puțin damage pe partea stângă. Dar rămânem peste 2000. E ok. Da, vedem că el mai are 1400 la viață. Vom încerca un nou push sau am putea să rămânem în... Hai să punem Tesla pe centru. Rămânem în defensivă. Trimis Lava, cu siguranță va pune și Baby Dragon-ul. Putea să... Hai să trimitem Hog-ul pe dreapta. Da, a pus din nou Tombstone-ul. O să dăm aici un Eros. Ok. Valkyra. Încă nu avem elixir suficient să o putem, pune. Da, scăpăm de Firecracker. Hai să punem arcașele aici. Să scoatem acel lava. Din păcate are Fireball. Da, și ieșim binișor din acest atac, dar nu reușim să-i mai dăm damage pe turn. Bun, hai să trimitem mini PK-ul. Să punem, ok, dăm rachetă. Sper să prindem ambele trupe și vom da și un Eros. Excelent, am prins acolo și balonul și lava-ul. Scăpăm aici de Firecracker. Punem Tesla pe centru, trimitem și arcașele și nu știu dacă e necesar freeze-ul, mai bine trimitem Hog-ul pe partea dreaptă, dar nu reușim din nou să ajungem pe turn, dăm aici un Eros. Oricum, victoria e foarte aproape, mai sunt câteva secunde și obținem prima victorie din acest episod. Hai să vedem. 30 de crown-uri și 50 de gold și reușim să ajungem la următorul reward. Avem aici 5 wildcard-uri epice. Bun, mergem mai departe cu următorul match. Poate reușim să ajungem și la gold. O să începem cu arcașele din spate. O le punem să se despartă în ambele direcții. Trimitem aici, de fapt punem Tesla pe centru. Și vom trimite mini PK-ul pe partea dreaptă. Ok, avem freeze-ul, nu, dăm un Eros pe... Ah, din păcate nu reușim mare lucru. Să vedem cum ne apărăm de acest
number check, nu mai e nevoie de Valkyro. Scăpăm cu bine din acest atac, să pregătim racheta pentru balon. Și scăpăm cu un singur hit. Bun. Așteptăm din nou să avem elixirul pe maxim și vom trimite arcașele pe centru. Pus Thumbstone-ul pe centru și el. Ok. Hai să punem Valkyra și punem partea dreaptă. Ah, deși nu era utilă pe acel witch. Dar vom vedea cum scăpăm. Spunem și Tesla. Ok, nu reușește. Ba, nu reușește din păcate mini pe ca să ajungă pe turn. Va trebui să dăm Eros-ul aici. Scăpăm de witch. Scăpăm chiar fără damage pe turnuri. Dar în continuare nu reușim să ne apropiem deloc de turnurile lui. Spunem arcașele. Oh, trebuie să dăm rachetă neapărat. Să prindem ambele trupe acolo. Bun. No, ajunge pe turn balonul. Ne dă și el acolo 300 de hit points, damage. Pregătim un nou push. Hai să ne gândim bine. Trimite mini P.K. din spate. Să pun Valkyra în fața lui. Trimitem și Hog-ul. Dăm aici un Eros. Bun, și reușim câteva hit-uri destul de bune cu Hog-ul. Să punem Tesla pe centru, punem și arcașele. Și scăpăm de balon. Da, scăpăm de balon, spunem Valkyra între trupele lui. Scăpăm acolo de Lumberjack. Trimitem Hog-ul și ar fi bun Freeze-ul dacă am reușit să ținem în viață și Valkyra. Wow, cât noroc avem acolo. Cât noroc avem. Și reușim să fim în avantaj. Spunem din nou arcașele. Scăpăm aici de balon. Și targetează turnul din păcate acel Lumberjack. Reușește Valkyra să ajungă pe turn. Da, meciul e foarte... Oh, bun. Da, din păcate are Skermi. Puteam să jur că vom dobori turnul acolo. Mă gândeam că dacă a dat lightning-ul nu mai are suficient elixir să se apere. Ce prin nou cu arcașele din spate. Încercăm să menținem acest avantaj. Racheta pe balon. Noi prindem Lumberjack-ul din păcate. Dar scoate acolo mini P.K.U. Trimitem Hog-ul pe partea dreaptă. Dăm aici un Eros excelent, i-am prins toate trupele și un Freeze și ar trebui să-i scoatem turnul. Bun, obținem cea de-a doua victorie și ne apropiem ușor-ușor de următorul reward. 5000 de gold, parcă. Bun. No, 7500 chiar. Jordan, care n-are niciun clan. O să începem din nou cu arcașele din spate. Punem și... N-am pus arcașele. Am pus Valkyra acolo. Ok, trimitem Hog-ul pe partea dreaptă. Da, din păcate are... Are Mega Knight-ul. Îl va rezolva mini pe K.O. Ok, și momentan rămânem în așteptare. Să vedem cum evoluează partida. Ok, o trimis o Valkyra pe partea dreaptă. Să punem Tesla-ul. Și probabil vom pune și noi Valkyra undeva în dreapta. Acolo de
de Darth Goblin. Și vedem și arcașele aici. Trebuie să scoat acel Electro Wizard. Dar nu reușim, ba, nu reușim niciun hit pe turn. Și ne pregătim de următorul atac. O să trimit Hog-ul pe partea dreaptă. Pregătim aici un freeze, dar nu merită. Nu merită încă. Așteptăm un push mai puternic. O să trimitem din nou mini pack-ul din spate. Să punem Valkyra. Și hai să vedem cum va opri acest atac. Aproape scăpăm de... No. A pus foarte bine acei goblini. Uite mai aici Hog-ul. Trimitem și mini P.K.U. Stăm un Eros. Oh, ne scoate cu Mega Knight-ul. N-avem nici măcar o șansă acolo. Bun, să punem un freeze aici. Dar, din păcate, nu cred că... Ba, scăpăm de... Cu puțin noroc scăpăm de Mega. Să trimitem acum Hog-ul pe partea dreaptă. Punem și Valkyra aici. A reușit să-l păcălim cât de cât. Dar în continuare nu reușim să ajungem la turn cu trupele. Punem Tesla. Destul de greu acest match. Trimis mini P.K.U. din nou. Trimitem și Hog-ul. Punem aici Valkyra, arcașele și avem suficient elixir pentru freeze, dar din păcate nu avem trupe să scoatem acel Mega Knight. Ok, mini P.K.U. Punem Valkyra. Da, și cu siguranță vom pierde această partidă. Din păcate, nu reușim să obținem victoria. Bun. Între timp, hai să colectăm chesturile. Avem aici ceva gold. Nici o epică din păcate în ambele chesturi. Urmează imediat și următorul silver chest. Hai să mergem la War. Vedem că am obținut locul 3 și să sperăm că găsim o legendară în acest chest. 3500 gold, avem comune, avem 6 P.K. mare, The Goblin Drill-ul și din păcate nu avem legendară. Bun. Ok, până să desfacem chest-ul, hai să mai dăm un match. După care vom maxa câteva cărți. Vedem ce putem. Două sunt cu siguranță maxabile. A treia nu știu dacă avem suficiente wildcard-uri. Să uităm și un P.K.U. Și să vedem dacă ne ajută freeze-ul aici. Excelent a jucat. Ne scoate mini P.K.U. fără să ajungă pe barbari. De fapt, reușește un singur hit, dar nu e suficient. Și un atac puternic aici. Ajunge pe turn acel elit. Spune Valkyra. Și pierdem turnul din dreapta. Trimitem Hog-ul. No, prea târziu vine acest freeze. Să
vedem cum scăpăm de barbar. N-ar trebui să ajungă pe tur. Și pierdem o singură arcașă, asta e bine. Să trimitem Nomi Pekka. Da, Nomi Pekka. Nomi Pekka este ademenit de acea valchiră și nu ajunge pe tur. Mă aștept să pună Eliții în fața... în fața muschetirei. Pune de fapt Hogu și hai să încercăm și noi un push. Sperăm că ne așteaptă la turn, nu? No, nu reușim, mare brânză. Trimitem Hogu-ul aici. Și ultima șansă, n-avem noroc. Ba, cred că reușim să-i dublu în turnul. Ah, mai avem nevoie de un Eros, din păcate. Hai să-l dăm, deși doar ne amânăm sentința. Și o să ne luăm un three crown foarte, foarte frumos. Da, două înfrângeri și două victorii reușim în acest episod și în acest început de sezon, dar cu siguranță vom reveni. Bun, deschidem și acest chest, nimic interesant, și mai avem un crown chest în tier, 1300 de gold, 3 gemuri, un wildcard și mai avem minioni cu fire spirits și goblin hunt. Bun. Haideți acum să maxăm următoarele cărți. Avem o dată pe cau mare, pentru care nu mai avem nevoie de niciun wildcard. Ducem un level 13, îl facem și star de level 1. Bun, mai departe avem graveyard-ul. O să folosim 3 wildcard-uri. 20 din 20 și îl ducem în level maxim. Folosim star points. Bun. Acum mai avem 200.000 de gold, dar nu sunt sigur dacă avem suficiente wildcard-uri pentru a-l duce în level maxim. Haideți să vedem. 31 și avem doar 45. Am fi avut nevoie de 79. Nu, 69. Așa că vom mai aștepta pentru un moment. Asta e. Rămânem cu gold-ul. O să mai folosim pe aici să cumpărăm epice. Legendare momentan nu o cumpăr, mi se pare destul de scumbe. Dar când voi termina de maxat toate epicele, cu siguranță vom începe să băgăm bani și în legendare. Bun, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Noi ne revedem data viitoare.